primim cu aplauze pe Tiberiu Popovi. Salut, Tiberiu! Bună seara, domnule! Salut, mâine, doamnă! Bună seara, domnule! Cât și dumneavoastră, toate cele bune! Așa se începe! Sună periculos! Asta e, mă! Hai, mă, Tibi! Timpul e scurt, trebuie să comunicăm despre o chestie care s-a întâmplat recent. Prin aplauze pot să comunic cu sala, n-avem timp de vorbe, de așa. Stai, că nu ți-am zis pentru ce! Vă rog frumos să aplaude cine a auzit de ideea de război între sexe. Dar ideea ai auzit. Ok, e veche. S-a terminat. Au câștigat ele, da? Știți chestia asta, nu? Acum, de ce cred eu că s-a întâmplat toată treaba asta? De ce cred că s-a terminat războiul așa? Am citit recent un studiu din care reiese că dacă vorbim de ființa om, derivata bărbat, indiferent de vârstă, capitolul masturbare, 98% este o cifră tristă. Am și murit public. E trist că te gândești că 2% sunt ciungi. Nu? Sau, Doamne ferește, sunt de aia care s-au născut cu vreo malformație congenitală și au nuțe de alea mici de dinozauri și n-ajung la situație. La un Doamne, de ce? Ok, dar dacă vreți o cifră și mai tristă, dacă la noi, la bărbați, e vorba de 98%, la ele, la femei, 35-40%. Sunteți atenți, sunteți cu mine? Ele 35-40%. Pe asta înseamnă că dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, spre deosebire de noi, ca specie, ca regn, ca gașcă, ca rasă din StarCraft, sunteți mult, mult, mult mai mincinoase. Deci eu 98% și ele 35-40%. Păi de ce? Pentru că ele merg pe principiu că dușul nu se pune. Păi cum adică nu se pune dușul? Eu mi-am renovat apartamentul și am fost în magazine de specialitate. Am văzut cabinele de duș. Așa. Au 7 capete, oameni buni. Păi l-ai palaură din poveste, cum adică nu se pune? 7 capete, păi am 34 de ani, sunt în perfectă stare de sănătate, nici cu un bax de Viagra nu poți să te lucrezi la 7 capete. Dar n-am atâtea deschideri în haine. Bun, acum de unde vine chestia asta? Eu am stat să mă gândesc, de unde vine chestia asta, de ce mințim așa, de ce aia, de ce aia? E vorba de educație sexuală care în România nu se realizează la școală cu un pedagog, cu un psiholog, cu cineva care știe ce vorbește. Nu, se realizează acasă de către părinți, care sunt în generația de mai de mult și fac cu capul tot ce pot, da? În momentul în care ca femeie, ca fată, te prinde maică-ta că ai avut primul ciclu menstrual, cum e discuția? Vai! Vai, omiduța noastră e fluture! Dar la băieți nu e același lucru. Dacă te prinde taică-tu că ți-o... Cuvântul fluture nu apare în conversație. Discuție la mod... Nu mai pune una acolo jos, că orbești! Asta pentru că zice taic, tu care e din generația aia care au făcut toți politehnică, construcții, ceva real și șoarde cu tine logic. Dacă, atunci, be, pui mâna pe plutează cap. Da? Dar dacă te prinde cineva dintr-o generație mai veche, să zicem tactul mare, nu vă ardeți logic, vă ardeți mistic. Mistic. Nu pune mâna acolo jos, că te vede Dumnezeu. Aie. Asta te vede Dumnezeu. Trebuie să ai, indiferent că crezi sau nu, că te interesează dogma sau nu, trebuie să ai discuția aia, să te uiți la bunică, tu să zici, bă, tataie, care Dumnezeu? Dumnezeu despre care mi-ai povestit toată copilăria, că a făcut planeta cu oamenii, cu plantele, planeta asta cu 7,5 miliarde de oameni pe ea, cu 5 războaie în plină desfășurare la orice oră de zi sau de noapte. Este un copil în Sudan care este alergat de 17 hiene, că s-a dus să ia pâine din satul vecin. Dar este concurs de tricou rude în Polinezia. E la Cannes un campionat de volei feminin. Dumnezeu nu vede toate chestiile astea pentru că atenția lui, atot puternică, omniscientă și omniprezentă, este momentul ăsta absorbită în totalitate de un copil de 11 ani din România, care... Asta e problema? Foarte corect. Eu sunt născut în 84 și cuvântul meu jignitor favorit din limba română poate fi spus la TV, este cuvântul măta, care e scurt la obiect și are bas. E un cuvânt care poate să schimbe direcția unei discuții, mai ales cu partenera de viață, și îmi place atât de tare încât mi-ar plăcea să am o cățelușă pe care o cheamă măta. Numai ca să pot să rezolv discuția de după masa de prânz cu iubita mea, cu iubitule, ce facem cu oasele astea? Dă-l măta! Bun!
Eu, la ora actuală, încerc să slăbesc. Mai sunt oameni în seara asta aici care au încercat să slăbească? Toată lumea, de-o viață. Și ăștia sunt aia care au avut și ceva rezultate, că aia care n-au reușit sunt la modul... Asta cu slăbitul este absolut îngrozitoare, pentru că trebuie să începi de unde? Trebuie să începi de la mișcare și de la alimentație. Ei, eu am vrut să fac mișcare, am vrut să fac jogging, n-a vrut nimeni să mă ducă cu mașina până în parc. Ceea ce mi s-a părut dubios. Am vrut să încerc cu alimentația. Cel mai tare regim, cel mai la modă, regimul disociat. Poți mănânci oricât atâta timp cât e un singur aliment, de preferință scoarță de copac canadian. Ce să încerci mai departe? Literatura de specialitate. Mi-am luat Men's Health. Am găsit articolul care mă interesa pe mine. Cum să slăbești fără dietă, sport sau efort? Cancer. Ok, mersi Tiberiu. Mulțumesc.